Am primit zilele trecute o întrebare într-un comentariu pe TikTok, dacă am studiat neuroștiința. Parcă mi-a sunat cunoscut, pentru că parcă Paul Olteanu vorbește despre asta. Oricum, nu știam că este ceva ce se poate studia, că e o materie. Adică termenul sună așa complex, ca și cum sunt aspecte pe care cineva nu are cum să le știe fără să studieze știința specifică. Și totuși se poate. Atenție! Totul e programare. Suntem programați inclusiv despre asta. Să credem că doar dacă avem, nu știu ce, certificare sau calificare și doar după ce am studiat intens, doar atunci suntem apți să aplicăm, da? Păi să mai și vorbim altora despre asta. Și totuși sunt oameni care știu și atât. Dar societatea îi scoate în afara normalității. Îi numește savanți, genii, pionieri. Îi separă de pleavă, de ceilalți, ca să programeze gloata că de fapt la ei nu se poate. Ei nu vor putea niciodată pentru că n-au IQ destul, că n-au studiat destul. Dacă ar fi fost genii, ar fi aflat încă de cât s-au născut. Mozart a început să compună muzică de la 5 ani, deci nu, domnule, doar dacă ești așa, poți să zici că știi și atât. Restul, stați la rând și studiați, programați-vă, că altfel nu se poate. Ei, uite că se poate. Nu, n-am studiat neuroștiința și până să citesc cuvântul zilele trecute, nici nu știam de el și ce reprezintă. Știu pentru că știu. Pentru că mi-am făcut și îmi fac munca interioară, în care lucrez cu mine, îmi fac vindecările, îmi fac parcursul spiritual pe care mi-l cere sinele meu superior. Și iată ca răsplată cum primesc acces la informație. În copilărie nu m-am considerat inteligentă, niciodată. Chiar cred că aveam niște complexe despre asta. La școală mi-a fost super greu. M-am bucurat fantastic când am terminat. Ba chiar am avut coșmaruri mulți ani, că încă dau teste la școală. Visam și mă trezeam transpirată toată. Și nu mi-a plăcut deloc. Bine, ca o paranteză, de când am copii, am înțeles că, de fapt, cred că sistemul de stat românesc și-a pus amprenta așa, pentru că copiii mei vin zilnic de la școală și când îi întreb cum a fost ziua lor, răspunsul e întotdeauna foarte bine. Și când întreb de ce, ambii zic același lucru. Păi, mami, știi că mie îmi place la școală, normal că a fost foarte bine. Da. În fine, închid paranteza. Informația, în general, este accesibilă oricui. Reiki vorbește despre asta, cum că prin apelarea la diferite entități se poate accesa informație, da, știu că unii cred că entitățile nu știu ce fac și dreg. Eu zic că este un pas în evoluție. Deci până ca fiecare să ajungă să-și cunoască și să intre în legătură cu sinele superior și cu Dumnezeul din el, este în regulă. Oricum este o formă de evoluție spirituală, chiar și vorbitul cu entități. Deci dacă vrea cineva să mă contrazică, nu, opriți-vă, nu o faceți, pentru că nu mă interesează. Mai e o variantă în somn. Da? Se poate merge la școli, fiecare pentru ce dorește. Asta o știu de la Mădălina Barbu. O găsiți pe Facebook. Mulțumesc, Mădălina. Foarte mișto informația. Oricum, ce spun eu, poate fi atins prin evoluție spirituală. Practic, geniile și cei ce sunt încadrați ca speciali sunt, de fapt, într-o conexiune mare cu sinele superior, cu spiritul lor. Unii sunt de mici sau se trezesc devreme în copilărie, alții se trezesc mai târziu. Uitați-vă la Steve Jobs, e cunoscut ca fiind un geniu, da? Dar în lumea spirituală este doar unul dintre noi care a înțeles cum funcționează lumea în care trăim, a înțeles că bani este energie și multe altele, că materialele lui online sunt supervizionate și luate ca mesaje motivaționale. De fapt, sunt mult mai mult de atât. În fine, ce vreau să zic cu asta? Mă întreb cum ar fi viața unui copil dacă n-ar fi programat cu toate rahaturile societății de acum. Sau măcar dacă ar fi programat invers, să creadă că totul e posibil și că poate face orice. Dacă părinții ar fi evoluat spiritual și le-ar deschide calea spre lume prin prisma informațiilor pe care părinții, pe care ei le știu deja despre Dumnezeu, despre univers, despre energii, despre spirite, suflet, despre credință. Da, tot o formă de programare ar fi până când copilul intră el direct în conexiune cu sinele său superior. Dar ar fi o programare diferită.
E doar în gând. Mai vorbim.